Să rămână. Bună ziua. Uite, lucrez și eu la Creava, la aici, la... Și eu sunt de la Slatina. Da. Ce lucrezi pe aici? La... Descarc fieri, descarc ăștia baterii la contenieri. 9 milioane pe lună. Mihai Paulică mă numesc. Cum? Mihai Paulică. Mihai... Din Valea Mare. Da. Din Recea. Da, din Recea. Lucrez de 8 ani. Am... Mă duceam acasă cu 2 milioane, 3 milioane, 4 milioane, 5 milioane. Da. Și... Lucrez foarte la băieți, nu le fur, nu le fac. Prieten ai? Prieten am la... La patronul meu, la aici. Cum o cheamă? Lali. Lali. Da? Frumoasă? Băiat, gras așa, tot la patron sunt angajat. 2 milioane pe lună e... Bine, succes, sănătate. Vă mulțumesc, sărmâna. Cu ce o fi, cu topoare, cu șipraie din alea, să aruncă la ochi. Avea sabie, avea cosă, avea care te corentează și cu pumnul, cu buta. Cu sabia, cu topor, cu costa, cu sapele în mână. Și a dat cu șupraie, cu curentul la urechi și curgea sângele de la urechi. Și... 4 mașini taxi maxi. 40 de inci. 30 de inci. Și a intrat peste noi, erau vreo 10 inci, afară erau vreo 10, nu știu cât. Săbii cuțite, bâte, spray-uri lacrimogene, aparate cu electroșoc, un adevărat arsenal de arme a fost folosit pentru agresarea unei familii de romi. Am venit de la muncă, m-am întins la pat și mă uitam la televizor. Și mi-a intrat în casă, era vreo 30-35 de ingeră. Avea sabie, avea cosă, avea care te corentează, de toate a avut. Și a intrat peste noi, era vreo 10 ingeri, afară erau vreo 10, nu știu cât, și la poartă, acolo. Deja când a intrat înăuntru, mi-a pus curentul la ureche și mi-a dat cu spray de polarizare. Atunci m-am pierdut. Nu mai știam de mine. A venit nici... Mi-a dat și cu pumnul, cu buta. Uitam și semnul aici care mi-a dat. Atunci m-am pierdut. Când a venit ambulanța, nici nu mai știam când mi-a luat de aici și când mi-a dus la ispit. În momentul în care grupul de agresori a intrat în casă, mai multe persoane se aflau în imobil. Printre aceștia se numărau și copiii. Ce se întâmplă? A venit 30 de inși. Cu 4 mașini. 4 mașini taxi maxi. De la kilometru 5 de aici din castelul. Și... Cum îți spune la ei? Cum îți scrie? Nu știu cum o cheamă pe ei. Samir Nasoghdia, Mustafa Samir și Mustafa Serhan. Și Nora mai bine cunoște. Lor. Și bărbatul meu era aici. Și Mustafa Perușan. Trebuie să am soara afară. Trebuie să vorbească cu soțul. Eu mergeam acum 6 în... Afară mergeam cu bărbatul meu și așteptam să-ți dau telefonul să vorbesc cu el. Când a venit, 30 de inși a sărit gardurile cu sabia, cu topor, cu costa, cu sapele în mână, drept în casă. Aproape 15 inși a intrat înăuntru. 15 inși a intrat înăuntru și restul a stat înăuntru, în curte. Și a dat cu șupraie, cu curentul la urechi și curgea sângele de la urechi și s-a lașinat. Și copilul s-a leșinat de la șpray, de la curent, că eu țip și a dat și în mâna mea cu curentul. Și am fost afară să țip, curvo zice, nu mai țipea. Și păi așa a dărmat și aici, cu pizbol, cu picioarele. Și avea cuțituri iar, cu șpray. Mine, să spargă geamuri, să omor copii înăuntru, am 8 copii. Uite asta ce mai mic era lângă geam la pat. Toți, vreo 30-40 de inși avea ale din, cum se spune, fere din ale care la curent, din alea bățuri, din ale cazmale, sabie, topoare ce avea ei, nu știu. Era vreo 30-40 de inși și pe bărbat meu au vrut să o omoară, a intrat deja în casă și mie. Am zberat și am dat afară pe el, dar ei erau mulți inși, nu le-am lăsat să intre. Asta, Samir, asta care a intrat, Mustafa Samir, zic, am copii cu miștiți, omor copii și îmi faci atâta pușcărie, zic. Am plâns, am zberat și s-au dus de la mine, a venit la Samir asta, toți, vreo 40 de inci, cu cazmale, cu sape, cu ce-o fi, cu topoare, cu șipraie din alea, se aruncă la ochi, de alea de paralizat și din alea care bag.
care nu merge nici într-un bal, așa, fetele noastre umple cu păr lungi pletite, așa, este fetele frumoase, cistite, așa, care... nu umblă... Am înțeles. Dar nu-i vorba despre chestia asta. M-ați înțeles dumneavoastră greșit. Nu. M-ați înțeles greșit. Așa. Eu vroiam altceva, dar... vreau să ne puneți o întrebare. Nu se pune problema. Sunt pentru niște elevi. Sunt foarte frumoși. Foarte frumos. O întrebare. Vreți? Da. Sunteți de acord? O întrebare. Uite, el a priceput. Așa. Și ce întrebare vreți să le puneți? Păi să fie cistit. Nu, întrebare. Întrebați ceva. Se întrebați pe ei ceva. Ceva de exemplu, uite, o doamnă mai încolo a luat o funie de ceapă și a întrebat câte cepe sunt pe funia asta. Așa, 12, 13. Ia, uite, vedeți, așa. Ceva de genul ăla. Întrebați dumneavoastră o întrebare din genul. Puneți o întrebare, nu știu, despre ce știți dumneavoastră. Nu știu ce să zic. Păi, nu dau cu seama ce întrebare e asta. Zice, ce să zic, ai priceput, nu știu ce întrebare să zic. Nu, să zic așa, că e o fată să fie cinstită. Nu, cum să fie? Așa. De exemplu, câte, ceva de genul, cum să zic, câte, câți cai să pot fi hămați la o căruță? Deci doi cai. Nu, ceva doi de genul ăsta. Așa. Întrebați, câți cai pot fi hămați la o căruță? Atât. Doi cai. Dar să întrebați dumneavoastră. Înțelegeți? Ziceți asta. Și eu vă filmez. Așa. Eu vă pun eu vă spun. Cât cai, întrebarea așa. Întrebarea dumneavoastră pentru boboci este și dumneavoastră spuneți câți cai... Cai pot fi înhămați maxim la o căruță. Doi cai. Deci maxim doi cai. Maxim doi, okay. Și șase. Și după aceea dați răspunsuri. Da. Bun. Da. Nu, și ea va spune, întrebarea dumneavoastră este... Motor, acțiune. Da, întrebarea dumneavoastră este și atunci dumneavoastră întrebați câți cai pot fi înhămați maxim la o căruță. Maxim șase cai. Asta e răspunsul. Asta e răspunsul. Da. Asta răspuneți întrebarea. Să pui tu întrebarea. Așa, șase cai. Ok, deci... Întrebarea dumneavoastră va fi cât cai pot fi înhămați? Da, nu. Cât cai pot fi înhămați maxim la o căruță? 6. Ok. Asta e răspunsul. Da? Dumneavoastră trebuie să puneți întrebarea care am spus-o eu. Cât cai sunt înhămați la o căruță? Când va spune Teodora, deci. Da, întrebați. Așa. Dubla 10, dubla 10. Întrebarea dumneavoastră pentru boboci este? 6 cai. Asta e răspunsul. Da. Și asta e și două. Unde e întrebarea? Așa. Trebuie să formulați întrebarea. Dar spuneți voi. Câți cai pot fi înhămați la o căruță? Doi. Dar mă, tu... Haide că vă întreb pe voi. Așa. Acum. Noastră n-ați înțeles. Nu m-ați înțeles ce... Păi dar despre ce e vorba? Că nu se legă. Mă, tu trebuie să le întrebi pe ei. Deci, să întreb eu pe... Da, dar eu vă spun și după aceea. Deci ea vă zice. Fata vă zice. Cât... Care este întrebarea? Lasă că nu furăm TV. Băi, dar du-te... O secundă. Să nu filmează. O secundă. Deci ea vă spune. Așa. Care este întrebarea dumneavoastră? Așa. Iar dumneavoastră veți spune. Întrebarea mea este câți cai pot fi înhămați la o căruță? Întrebarea. Acum, imediat. Așa. Da. Deci 3, 2, 1, merge. Care este întrebarea dumneavoastră pentru boboci? Doi cai frumoși. Nu. Asta e răspunsul. Așa. Întrebarea este. Spune, deci tu zici de ei. Câți cai sunt înhămați la o căruță? Asta trebuie deci să atât spun. Nu mai atât trebuie să ziceți. Câți cai sunt înhămați la o căruță? Max. Atât. Câți cai sunt înhămați în căruță? La o căruță, e bun. Le ai. Bun? Da. Deci trebuie să merge. Așa. Și întrebarea dumneavoastră pentru boboci este? Cât cai este într-o căruță hamars acum? Ok? Da. Așa. Și acum ea va zice, iar răspunsul este... Așa. Vreau să spuneți doi cai frumoși. Doi cai frumoși. Nu, acum. Doi cai frumoși. 3, 2, 1, merge. Iar răspunsul întrebării este? Doi cai frumoși. Mulțumim. Felicitări. Ce urmărați? I-a cerut banii? Nu, i-a cerut niciun bani. Ați vrut să o violați? Da, dar nu, eu nu pot să violez pe nimeni, că nu mi se scoală. Asta e problema? Dar de ce ați lovit-o? Dacă reușeați, ați fi dus actul la bun sfârșit? Nu, ar fi dus, dar nu mi-am dat seama. Dar de ce ați lovit-o în halul ăla? Nu mi-am dat seama. Unde ați așteptat-o? Nu, am trăit, dânsa mergea înainte și da, m-am dus după ea și am tras-o de tricou și... Și ce să-mi?
Ia mă gătești tu! Că nu pot să-i fac niște. V-au bătut oamenii? Da, m-au bătut, uite cum sunt. Bine v-a făcut. Cu astfel. Da, cu asta. Meritați? Ați greșit. Corect. Corect, în fața... Ați recunoscut fapta în fața polițiștilor? Da. Ce ați spus? Totul cum s-a întâmplat și asta. Povestiți și nouă, cât a stat acolo, cât ați așteptat-o? Nu am așteptat-o, că eu veneau de la servici. Am înțeles fata și eu mergeam în urma ei. Și în urma ei am tras-o de tricou, m-am culcat, trântit cu ea în șanță acolo, în gaură. Ați lovit-o? Da, eu spune că am lovit-o, dar eu știu că am căzut, că am căzut amândoi grămadă în șanțul ăla, că erau șanțul ăla de adânc acolo, am venit grămadă unul peste celălalt. V-a rugat să o lăsați în pace? Da, mi-au zis că sunt domnișoară și... N-ați lăsat-o în pace? N-am lăsat-o, i-am lăsat-o cu cureaua. Ați dezbrăcat-o? Da, i-am tras pantalonii, nu am dezbrăcat-o definitiv și i-am băgat deștul. Nu v-a fost milă de ea? Că i-am dat ca în linsul. V-a zis că e vecina? Da, mi-au zis, da. Păi și de ce n-ați lăsat-o în pace atunci? Și am linsul. Nu v-ați fost frică? Câți bani ați luat? Nici nu. Telefonul? Dar ați lovit-o, de ce ați lovit-o așa? Da, n-am lovit-o, cred că când am căzut că nu am lovit-o. Ați mai fost la pușcărie? Da, ați mai fost certat cu legea, v-am certat cu polițiștii. Sunteți căsătorit? Nu, nu am fost niciodată. Niciodată. Da, ia pofta asta mare. Și n-ați mai făcut așa niciodată la o femeie? Da. Regretați ce ați făcut? Da. Ce-i transmiteți fetei acum? Toată sănătate și fericire. Ce fericită să mai fie acum. Asta este. Nu vă luați. Da, putem vorbi acum? Da. Ce s-a întâmplat? De ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Au venit poliția cu cagul la ora 5 dimineață, a speriat copiii, le-a dat în spaimă și cu femeile bolnav cu cardieșe, bărbați cu cardieșe. Băietul meu a fost pe caz de boală de penticia lui Iași, liber. Uitați-vă documentul care-i dat de către Comisia Penticialului, că e cu capul, cu toate boalele. Asta l-au luat, l-au luat dimineața. Da, l-au luat din pat, din pat copii, așa. A fost ieri la spital. Ieri au fost la spital, i-au luat analizele, poftim, Stănescu, Ferdinand. E bolnav cu toate boalele, cu toate capul. Cu capul, cu toate, cu diabetul, cu mai multe. O tumor la cap. Așa, ăsta este certificatul lui de naștere și ăsta a dormit acasă lângă copiii lui, a speriat copiii, când a dat melițe așa, aruncă cu cartușa, i-a spart ușa și l-a luat din pat. Te-a scos din pișorul lui ăsta. Trebuia să vină... Dar trebuie să tragă un copil, trebuie să tragă voie... de la care-i făcut. N-avea voie să tragă, să vină peste noapte, trebuia să vină zâva, trebuia să ia pe bulibașul nostru, să-l aducă zâva între țigani și să rezolva treaba. Dar pe câți au luat dimineață? 4 inși. I-au luat care și două fete sunt la spital împușcați. Pe caz de operație se scoate gloanțele din ei. Îs minori. Și alți copii au dat în leșinat, are boala copiilor pentru toată viața. Deci au rămas pentru toată viața neconștienți copii minori. Cum vă numiți dumneavoastră? Mă numesc Stănescu Dragoș. Da, vă rog. Examenul auto s-a dovedit o încercare prea grea pentru un tânăr din Dâmbovița. După ce a picat de 2 ori, candidatul s-a prezentat în această dimineață la proba teoretică mai dotat decât sperau examinatorii. Purta pe sub haine un adevărat sistem audio-video pentru copiat. În loc să învețe, tânărul s-a pregătit cu o cască, un emițător, dar și o cameră video pentru că nu știe să citească, dar vrea permis. Este pentru a treia oară când tânărul de 21 de ani și-a încercat norocul la examenul auto în Târgoviște. După ce a picat de 2 ori, băiatul s-a gândit să apeleze la noile tehnologii, în loc să învețe regulile de circulație, dar și alfabetul. Când a fost descoperit, tânărul a susținut că nu încerca să copieze. Ce acolo? Păi nici nu știu ce. De unde a dat camera? Păi mi-a dat ceva, zic, de 3 milioane a să intru cu asta înăuntru. 3 milioane v-a dat? Da. Eu am picat dată cu 14. Am picat cu 20. Și când am picat cu 20 supărat, el a zis că, băi, frate, uite, îți dau 3 milioane ca să copii și ceva după calculator. Înțelegi? Deci, practic, dânsul vedea imagine în timp real. Da, ca să intru astea pe mine.
Tudoran s-a echipat dis de dimineață pentru succes. Și-a pus o cameră ascunsă în loc de nasture la gulerul tricoului, a conectat-o la un emițător prins cu bandă adezivă de picior și a pus o cască în ureche. Tânărul avea asupra lui un echipament audio-video cu ajutorul căruia ar fi vrut să obțină răspunsurile corecte. Filma monitorul, iar din exterior cineva i-ar fi răspuns la întrebări. Vigilența examinatorului i-a dat însă planul peste cap. Examinatorii au realizat că tânărul e semi-analfabet când l-au pus să dea o declarație. Câte clase aveți dumneavoastră? 8. 8 clase? Dar știți că nu ați scris corect aici. Păi... Nu știți să scrieți? Știți să scrieți, dar nu știu să scriu bine așa. Știți să citesc, dar... Da? Ce ați scris aici pe declarație? Păi ați scris semnatul Coman Tudoran. Eu... Al... Vreau să le... Nu mai știu ce. E fiul Lurică și Casinca. 1903, până a doua, data de 1. Deci nu știți nici măcar ce a scris dumneavoastră? Aia nu știu ce a scris. Examinatorii și-au anunțat superiorii, iar tânărul s-a ales cu dosar penal pentru înșelăciune. Candidatul riscă să nu mai poată da niciodată examenul auto. Unii au stat la căldură, alții au dat la zăpadă în Târgoviște. Printre cei care au rămas acasă, se numără și această femeie de 54 de ani. Susține că suferă de mai multe afecțiuni și frisoane. Frisoane. Care îi taie cheful de muncă. Dacă sunt bolnavă, cum să mătur? Sunt bolnavă. Vă sunt o perioadă de două ori de ferii, de ferii, sunt bolnavă. Am dâne, cum să spune, frisoane, tensiuni mari, sunt bolnavă. Și trebuie să mă muncesc eu. Nu m-am dus niciodată. Dacă muncesc, mă ia căldurii, temperaturi, frezoanii. Nu pot să muncesc. Sunt bolnavă. Mă ia capul, mă ia frezoanii, frezoanii. Cum legea îi obligă să muncească în folosul comunității, oamenii au adus adeverințe medicale că nu pot face efort. Așa cu o scutire mai scăpați. Păi, mai scăpați și eu dacă nu fac treabă. Dacă sunt bolnavă, bătrână, am și 54 de ani. Pot să muncesc, cât pot să muncesc. Și sunt și eu pe adă de 3 luni de zile. Sunt bolnavă. Da, și tot am venit. Bună seara, ce faceți domnule Adi de Sfânt? Bună seara, bine mersi, m-am pur să te refac. Da, să mă repeti. Mai văzut? Și eu sunt aveținut de la muncă de zi. Ok! Da? Bună seara, domnule Andrei, ce faceți în seara asta aici? În seara am venit să cântăm, pentru o cauză nobilă. Da? Cine a mai cântat înaintea dumneavoastră? Dar nu mai spune dumneavoastră, te rog mult de tot. Eu vă respect. Eu nu spun ție dumneavoastră, deși nu pari bătrân. Da, mersi. Spuneți-mi. A cântat Andrei, câștigătorul Megastar sezonul trecut, împreună cu trupa Habat din Arad. Acum cântă Paraziti și după Paraziti o să cântăm noi Vița de Vie. Câte piese? Câte piese? Habar n-am, ce întrebare. Păi te întreb și eu. Câteva. În jur de 10, nu știu. Câte trupe sunteți sau câte artiști? Câte trupe sau câte artiști sunteți? Seara asta. Noi? Câți cântați pe scenă? Cum ați angajat-o? Adică... Interviu cu mine, te rog. Tocmai ți-am enumerat acum 3 secunde că a cântat Andrei de la Megastar cu formația Habar, Paraziti și Vița de Vie. Următoarea întrebare este câte trupe cântă? 3 în pula mea! Nu ți l-am enumerat! Cum ne-au spus? Nu, eu le-am ascuns. Dar cine le-a spus? Ei le-au încărcat niște de cine? Un om le-a încărcat să-mi mă. Dar v-am știut? Mi-au spus că încarcă sigări. Cum n-am știut? Acum? Nu știu. Și câte sigări? 140 de coroși. Și nu știați că nu puteți să treceți cu ele? Cum nu știam? Știam. Cum nu știam. Și a trecut cu ele? Ei, am trecut. Unde am trecut dacă mă vedeați aici? Că dacă știu... Strec. Dar ați încercat să treceți cu ele? Da, dar cum? Și v-au prins? Dar cum să nu mă prindă? Dar de ce le-au ascuns printre mere? Dar puneți le ascundă. Trebuia să le lasă la vedere. Da? Duci și le încarc și vine la vedere. Și unde vrea să le duceți? Unii, la Galați, unii. Să le vindeți? Ei, să le vând. El a zis mă așteaptă la Galați, trec vama și mă așteaptă la Galați. Dar cine e băiatul ăsta? E un om, cine? Eu nu știu cine, știu cine e. Păi nu-l cunoașteți?
Ei, de unde să-l cunosc? Păi și cum va păsti gale dacă nu cunosc? M-a întrebat dacă vreau, îmi plătești 2000 de euro, dacă vreau, hai. Și eu zic că hai. Eu îl strag în piață și îl aștept în piață. În care piață? La Galați, mă, în care piață. Dar el e din Galați sau din Moldova? E moldovan, din. Și știți mai de mult sau acum? Ei nu știu mai de mult. De-am mult de la piață, de la Galați, că am fost odată cu mieră și... Dar tu duci mere de obicei la piață, nu? Da. Și acum e prima dată când ai trecut cu țică? Da. Cum te numești? Vania. Cum? Vania? Da. Și mai cum? Cum și mai cum? A Vania cum? Vania și mai cum? Auziac. Auziac, da? Și de unde sunteți? La Berceni. Și de mult faceți drumul ăsta? Nu mai. De când veniți în piață în Galați? Am fost odată. Și merele astea de unde le aduceți? Amele-s de casă. Și trebuia să le vinzi aici? Da, puneți-le. Dar cel care ți-a dat țigările e român sau e din Republica Moldova? Ți-am spus că e moldovan, dar mă două oară mă întrebi.